și telespectatori. Sunt Aura Stoienescu, v-am luat pe surprindere intrând în direct așa dintr-o dată la Viața Gorjului în seara asta, din nou cu colegul meu Cornel Șomăcu. Bună seara, Cornel! Avem tema Primăria Dragostea Mea, pentru că tocmai au avut loc mici discuții, mici comentarii, declarații legate de candidații la Primăria Târgu Jiu. Cred că sunt chiar mai mari discuțiile. Deja pare să fie din ce în ce mai interesant. Se anunță candidați importanți, unii fac pe viteji într-un așa, că știu deja deznodământul anumitor momente de istorie. Cred că e foarte interesant. Deci o să avem o campanie animată, deși la acest moment unii sunt favoriți, iar ceilalți, din păcate, nu prea au decât șanse de a se vedea, să zicem, la televizor în campanie. Încolo nu cred că vor aduna foarte multe voturi. Mai ales că dacă se va fi dintr-un singur tur... Păi, acum n-ar trebui să mai apară surprize, în sensul să avem, deci, să avem două tururi, cel puțin după discuțiile de ieri între partide cu premierul Cioloș și a urmat o întâlnire aseară între premier și președinte. S-a mers pe mâna Parlamentului, dacă nu s-or mai răzgândi, că în ultimul timp avem, de la o zi la alta se schimbă lucrurile. Iar premierul a spus, nu avem majoritate, deci noi o să discutăm. Bine, asta cu nu avem majoritate, cine o avea premierul, PNL-ul, apropo de demascările care se fac și în fiecare zi. Și de tehnocrația despre care da, vorbea. Care are culoare politică. Nu, cred că nu se mai poate întâmpla foarte, nu se mai pot întâmpla foarte multe, având în vedere că e perioada destul de scurtă până la alegeri, adică undeva la 3 luni și ceva. În mod normal, într-o țară normală, n-ar trebui să se mai schimbe. Chiar dacă, din punctul de vedere al democrației, votul în două tururi ar fi mai reprezentativ. Sunt însă și argumente de partea cealaltă și unul, cel mai important, este votul pozitiv. În România s-au câștigat după 90 alegerile în general pe vot negativ. Ne coalizăm toți împotriva lui să nu câștige. De la momentul 2000, când Ion Iliescu la prezidențiale câștigă în fața lui Vadim într-un anumit fel, după aceea Traian Băsescu în fața lui Năstase și tot așa. Mă refer la prezidențiale. La primării e cu dus și întors, în sensul că dacă ar fi, să zicem, pe legea actuală, poți chiar cu 10%, să spunem, dacă ceilalți de după tine au 9% sau ceva sub 10, să devină un primar cu 10% din voturi. Dar alea sunt voturile pentru el. Aici e problema. În timp ce poate ajunge primar, clar, cu 50 și ceva la sută, din cei care vin la vot în turul 2, dar să nu mai fie voturile lui și să fie voturile ca să nu iasă celălalt, deci vot pe vot negativ. Deci din acest punct de vedere, fiecare variantă are plusurile și minusurile sale. Da, de altfel, dacă stăm să ne gândim că cei care vor lua, cei care până acum luau foarte multe voturi, imediat după aceea treceau la negocieri și în urma negocierilor, cred că cereau și ei ceva, nu dădeau voturile chiar așa, fără nimic, nicio pretenție. Practic, câștigau cei care nu prea aveau voturi în detrimentul celui care avea cele mai multe comparativ între ei. Așa că, într-un fel, e mai corect așa. Da, acum asta vinde pielea ursului în pădure, pentru că n-ai siguranța, deși s-a văzut că au fost momente în care cei care au aflat pe alte locuri decât primele două și-au dat voturile și oamenii au mers, le-a recomandat candidatul lor. Dar, în general, nu poți să fii sigur, bă, m-au votat pe mine 1000 de oameni, nu sunt sigur, deci nu o să se ducă 1000 la vot ca să voteze pe ăla de-l recomand eu, eventual se duc 5-600. Dar ăia 5-600 pot fi determinanți să câștige pe cine am și recomandat eu. Și atunci câștigă alegerile cei mulți candidați care n-au avut destule voturi. Cu siguranță. În turul 2, nu? Da, să ne gândim momentul 2004, că tot am vorbit mai devreme de prezidențiale, când, deși UDMR-ul n-a participat într-un procent masiv la alegeri, comunitatea maghiară a înclinat balanța spre candidatul dreptei, de fapt și în 2004 și în 2009. Și nu numai UDMR-ul, pentru că sunt mai mulți nu, am dat candidați vot, la fiecare. Da, am dat electoratul maghiar care este masiv, dar nu s-a prezentat, deși candidații au recomandat un candidat, s-a prezentat din electoratul maghiar undeva sub 50% la vot, dar a fost decisiv. Da. Și acum să trecem la ai noștri.
luni a apărut în presă informația că Liviu Andrei e fost prefect de Gorj, actual subprefect de București. Actual subprefect de București, susținut de PSD, nu? Susținut de PSD în trecut, susținut și de PDL în trecut. Păi ok, da, ca și subprefect la București? Nu este, deci prefecții sunt tehnocrații dintr-un... Noi vorbeam de cine ai susținut, adică da. Cine l-a pus acolo, nu da. De... Deci nu, teoretic, nu, adică nu teoretic, practic nu este membru de partid. Nu dacă... e membru de partid, da. Dar în timpul cărui guvern, pentru că este reprezentantul guvernului în teritoriu, în timpul cărui guvern a fost... Pe la guvernul București. La București, pe guvern PSD. Așa, bun. Deci, nu e susținut de PSD, dar așa spune domnul Ion Săvoiu, de la Mișcarea Populară, președintele organizației locale Târgu Jiu, și eu cred că are dreptate că a fost susținut, adică pe timpul guvernului PSD nu putea să fie un... Bine, domnul Săvoiu spune multe, în general, nu neapărat... Un subprefect de la alt... Da, trebuie să-l suspectăm, având în vedere că a anunțat că și dânsul ar vrea să candideze sau a candidat din partea Mișcării Populare, probabil are un dinte clar împotriva lui Liviu Andrei și automat poți să-l acuze de orice pe spunem pe asta că n-am terminat afirmația până la capăt, pentru că s-a anunțat că Liviu Andrei va candida din partea Mișcării Populare la primăria Târgu Jiu împotriva lui Florin Cârciumaru. Și el, Ion Săvoiu, era cel care își anunțase deja dorința sau garanția că el va candida din partea organizației a Mișcării Populare. După care vine Ion Săvoiu în același comunicat luni, pe care l-a dat luni, și în care spune că ei nu importă PSD-iști, dar atenție, nu era numele comunicatului noi nu importăm PSD-iști, ci numele fișierului care conținea comunicatul. Deci în comunicat propriu-zis nu scria așa ceva, noi nu importăm PSD-și, dar ne dădea nouă presei acest titlu ca nume de fișier. Foarte interesant. Da, se sugera un titlu fără să o facă direct din material. Fără să o facă direct. Și dacă spunem noi că el a spus asta, zice, nu, eu n-am spus asta, doar fișierul se numea așa. Bun, hai să trecem și peste chestia asta. Spune domnul Ion Săvoiu că ei, deci în numele de fișier, că ei nu importă PSD-și, în speță Liviu Andrei. În schimb, Vasile Popeangă și Scarlat Iriza, care tot PSD-iști au fost slavă Domnului, chiar parlamentari, aleși pe sunt listele ok PSD, da. Din punctul lui de vedere. Deși sunt, sau mă rog, au fost tot PSD-iști, dar ei au denigrat PSD-ul. Și asta este un merit, după părerea lui. Și pentru faptul că ei au denigrat PSD-ul, bineînțeles în momentul în care și-au făcut cărțile în altă parte, că nimeni nu-și denigrează partidul până nu se hotărăște să plece, atunci ei sunt ok. Liviu Andrei nu e ok pentru că vrea postul lui. Da, eu am anticipat puțin ce doreai să întrebi. Bine, nu cred că e corectă poziția lui Ion Săvoiu dintr-un alt motiv. Liviu Andrei e cunoscut ca și candidat de dreapta, a fost inspector general pe guvernare PDL, PNL, în fine, deci după începând cu anul 2005. A fost prefect în guvernarea Boc, a avut după aceea, iată, cariera de înalt funcționar, a mers pe subprefect de București. N-a fost un favorizat al sorții... Dar nu pe guvernul Boc, ci pe guvernul, Ponta. Ponta. N-a fost totuși un favorizat al sorții, pentru că l-am fi avut prefect de Gorj, să spunem așa. Nu s-a întâmplat acest lucru. A fost subprefect de București, el ar fi vrut să vină mai aproape și știm ce scandal a apărut în momentul când a apărut acea problemă la Pandurii și în care Condescu, ca să salveze clubul, anunțase că președinte va fi Liviu Andrei. Liviu Andrei, care își dorea acest lucru și era un om de sport și care și-a luat... Adică era profesor de sport, da, chiar. Da, și-a luat diverse declarații în cap, dar se anticipa și o schimbare de la București, nu s-a întâmplat acest lucru și aici, încă o dată, poate fi lăudat, să spunem, conducerea de atunci a guvernului, faptul că nu l-a schimbat. Avem totuși un gorjan la conducerea capitalei, iar în această perioadă este chiar prefectul de București, pentru că prefectul actual este în concediu de odihnă și Liviu Andrei asigură funcționarea instituției. De ce spuneam așa? Liviu Andrei, să nu uităm că în alegerile din anul 2008, dacă nu greșesc, 2012,
Da, la ultimile, nu, 2008, că am început să le încurc. A avut, aproape era să ajungă senator, a câștigat colegiul, dar n-a reușit să facă procentul. Deci o prestație foarte bună din punct de vedere electoral. Iar perioada sa la conducerea inspectoratului școlar a coincis cu niște rezultate foarte bune pe investiții și pe alte lucruri. Deci are cumva, să spunem așa, vine cu un bagaj electoral. Pentru un partid ca Mișcarea Populară, cred că înseamnă ceva. Acum, dacă el va reuși să-l concureze pe Florin Cârciumaru sau pe, și o să vorbim și de candidatul Bănuiesc și de candidatul PNL, Octavian Luculescu, deci cu siguranță are o șansă. Are o șansă. Și la fel de încurcată e treaba și la PNL, că ai deschis discuția, pentru că au candidat în sondajul de opinie 5 și a câștigat al 6-lea. Da, apropo de celebru banc, o semnalizezi într-o parte și o intră alta, cam așa au făcut liberalii, deci eu zic că logic ar fi fost la nivelul conducerii județene sau cel puțin organizații municipale, de fapt s-a și schimbat după acest lucru, să existe niște măsuri, nu e normal să sacrifici electoral niște oameni, să-i pui într-un sondaj care de fapt nu știm dacă l-au făcut sau nu. Dacă îl cităm pe domnul Morega, spune că nu s-a făcut sondajul, deci nu suspectează acest lucru și încep să-l cred după analizele pe care le face. Iar vii cu cel de-al șasea, Octavian Lupulescu, care are, să spunem așa, îl știm de la Mascaz, de la asta, are o anumită imagine, dar nu știu ce are, știți cum e o vorbă populară, de la Copita Vaci la ștampila primăriei o diferență. Nu vreau acum să fiu... și de la mingea de fotbal al lui Liviu Andrei la... Cu siguranță, dar Liviu Andrei primăria Târgu Jiu, a fost iar inspector general și prefect. Pe când Octavian Lupulescu a lucrat în minister, a avut chiar o funcție de secretar general de minister, dacă am înțeles bine, dar experiența sa administrativă deocamdată nu există, adică cel puțin nu este cunoscută. Poate fi, oricare dintre candidați pot fi unii buni, bine, cu o singură excepție pe care n-ai rostit-o, o spun eu, poetul celebru cu ghilimele, Laurian Stănchescu sau ceva de genul ăsta, ne-a fericit astăzi cu un anunț că candidează și domnia sa la primărie ca independent. La Târgu Jiu? Da, la Târgu Jiu. Da, nu era hotărât pe Facebook în ultimile zile, a spus de mai multe, ba, ar candida pe la nordul țării, oricum, ba, pe Maramureș, ba, pe la Alba, ba, pe, deci, nu știu unde are domiciliu, apropo de lege, dar asta e altă problemă. S-ar putea ca Octavian Lupulescu să aibă un plus în fața cetățenilor, poate gândesc peneliștii. Are profilul, așa li s-a spus că are profilul, pentru candidat, da. Care profilul, ar putea să câștige, da? La Târgu Jiu, da, da. Păi poate pentru faptul că l-a arestat pe mischie? Adică a tăiat un cap de la PSD la un moment dat, deși n-a făcut altceva decât să execute ce... Nu, cred că l-a însoțit, pe Nicolae Mischie. Da, cred că l-a însoțit până la arest. Nu cred că a fost autorul arestării, dacă mi-am aminte bine. Oricum, a fost în acea echipă care a fost acolo. Mă gândesc, ar putea fi ăsta un motiv să zic că domnule a decapitat PSD-ul, deci e omul. Nu, acum vreau să vă spun că în momentul de față îmi lasă senzația partidele din Gorj, mă refer acum la partidele adversare PSD-ului care are primăria la acest moment, că n-au luat foarte în seamă această competiție. Adică, nu știu, par de la început resemnați că vor pierde alegerile. Altfel nu mi-explic candidatura lui Octavian Lupulescu, pentru că indiferent ce s-ar spune, Marcel Romanescu era mai bine poziționat, era un alt tip de candidat în comparație cu Florin Cârciumaru, în sensul că venea partea de intelectual, de profesor, de nu știu ce. Avea deja și Marcel Romanescu, era anunțat de mai mulți ani ca un profil, ca un viitor candidat, a mai și candidat sau a avut de gând. Deci a mai fost și deputat odată, cred că era mai bună varianta. Să ne amintim faptul că atunci când a fost deputat Marcel Romanescu de PD, nu? Da. Așa. A spus frumos la presă, zice, m-a costat o mașină faptul că m-au pus pe listă suficient de sus încât să pot să câștig. Acum, deci a recunoscut public stai să ne întrebăm lui cât a costat nominalizarea pentru primăria Târgu Jiu, dacă am merge pe direcția asta. Nu, el a spus-o, noi nu facem nicio afirmație. Da, nu, e o întrebare retorică până la urmă și nu știm dacă se poate să se întâmple așa. Ce
nu cred eu, și de asta zic că se întâmplă ceva în Gorj și în Târgu Jiu, cred că Partidul Național Liberal a căzut victima unui joc de culise care se cam practică în ultimii ani în presa gorjeană, în sensul că apar diversi candidați cu șanse, cu profil, apropo, că tot s-a pus accentul pe profil, sunt făcuți în anumite publicații, în anumite, chiar de anumite televiziuni, sunt făcuți albie de porși pe motiv că sunt oamenii PSD-ului, să zic, în cazul de față. Și sunt distruși ca și candidat, deci le afectează nu moralul lor, ci imaginea rândul PNL-ului. Adică dacă spui despre un om al tău, îl suspectezi, deși nu sunt dovezi, îl suspectezi că are relații cu PSD-ul sau normal că el nu va mai lua nici voturile de la tine. E, cam așa se întâmplă cu candidații PNL-ului în momentul de față. Până și de Octavian Lupulescu am văzut că apare o idee că, vezi, Doamne, la un moment dat ar fi avut o colaborare prin USL cu PSD-ul sau altceva. Ceea ce nu cred, adică nu suspectez nici pe Octavian Lupulescu și mai puțin pe Liviu Andrei, că n-ar vrea să câștige primăria Târgu Jiu. Deci cei doi nu cred că sunt iepuri în lupta cu Ogaru sau deci cu primarul în funcție, dar la fel de adevărat este că în acest moment aș și vrea să văd un sondaj de opinie. La momentul, nu erau anunțați candidații, dar pe sondajele care le are, din ce am văzut și eu prin presă, de le are PSD-ul, Florin Căciumaru depășește la acest moment, indiferent de ce candidat avea și ăsta, are peste 40%, cu un singur, cu următorul candidat undeva la 10%, cât e profilat la acest moment, Octavian Lupulescu, și nu știm la momentul ăsta unde se plasează Liviu Andrei, nu cred că își pune problema cu un singur tur să nu câștige primăria Târgu Jiu. Vom vedea însă dacă perioada de campanie electorală îi va urca pe cei doi care se pare că sunt mai siguri ca și candidați, sau poate fi și, dar nu-l văd la experiența lui Florin Cârciumaru, nu-l văd să facă ceva de nefăcut care să-l coboare, să practic să-l doboare. Deci acum ar trebui, ca să schimbe ceva la nivelul primăriei Târgu Jiu, ar trebui să avem o greșeală catastrofală făcută de primarul în funcție și de partidul care susțin. Cinstit, nu o văd la acest moment că s-ar putea produce și spun de ce. Experiența pe care o are Florin Cârciumaru în funcție, să nu uităm că e de 16 ani primar, și a doua chestie, partidul care are o experiență de a câștiga alegerile în Gorj în general și Consiliul Județean și Primărie. Tocmai de asta cred că nu se va produce acest. Acum, da, Dan Ilie Morega mai spunea despre faptul că aici mai vine Aniș cu DNA-ul în alegerile astea. Asta vreau să continui eu. Singura necunoscută ar putea fi, nu neapărat Ani, care cel puțin la adresa lui Florin Cârciumaru n-a formulat o acuzație până acum. Și oricum, da, dar nu avem alegeri numai la primar, deși noi acum vorbim de primar. Da, noi vorbim de primăria Târgu Jiu. Dar și, bine, și de primăriile din județ, că și acolo sunt foarte interesante lucrurile. Și de Consiliul Județean. Da. Deci, pe de o parte, Ani, în varianta cu primăria, nu are un cuvânt de spus la acest moment, cel puțin n-au făcut-o public. În privința DNA, știm la momentul ăsta că dosarul sau dosarele deschise cu prilejul acelei percheziții din 2015, undeva în primăvara lui 2015, știm că a fost închisă. Pot să fie alte dosare. Putem să ne trezim cu un eveniment de acest gen care îl poate coborâ, îl poate prăbuși pe candidatul în funcție, primarul în funcție. Dar eu zic că e mai puțin probabil și mi-a atras atenția, apropo de declarații, Florin Căciumaru beneficiază în ultimii ani, de fapt în ultimii cam de când a venit ca primar, de o poziție, este cumva acceptat și de opoziție. Și citez aici de mai mult timp, mi-aduc aminte pe vremea guvernării PDL, se tot lansau scenarii în presă că el ar trece la PD să candideze din partea PDL-ului. Da. În general, știu, ieșirile în presă de-a lungul anilor ale lui Ionel Manțoc, actual analist sau ce este dânsul acum consultant, în care vorbește în general favorabil despre Florin Cârciumaru. Tocmai asta cred eu că nu o să evite surprize, în sensul că are o anumită poziție greu de combătut în momentul de față de adversari. Însă, putem să avem surprize. Poate că la liberali
mai apare alt candidat. Să nu uităm că și Bușoi este deocamdată, care e tot gorjean apropo, candidat la București, dar din câte am înțeles nu va fi el. Așa că e posibil să fi fost ales Octavian Lupulescu și să ne trezim cu altă surpriză. Sau Liviu Andrei până la urmă să nu candideze, pentru că s-au mai văzut lucruri de acest gen, în sensul că a mai anunțat și alte lucruri care vine la Gorj și s-a întâmplat ceva și domnia sa a rămas tot la București. Da, suntem la final. Concluzia este că PSD-ul merge înainte cu voturi, adică stând bine în sondaje și fără să facă greșeli, în timp ce PNL-ul și Mișcarea Populară fac greșeli copilărești, prin declarații, prin sondaje care le fac, nu-i bagă pe toți în sondaj, sau nu le fac, unii își doresc sau anunță că sunt candidați, după care află că sunt alții candidați, după care îi denigrează și așa mai departe. Greșeli, zic eu, care e păcat să le facă, pentru că e bine să fie cam competiție pe bune, adică e păcat să nu fie egalitate la start. Dacă vrei să câștigi primăria Târgu Jiu, o primărie mare de municipiu, pregătești un candidat de câțiva ani. La nivel de Gorj, cel puțin a fost o strategie pe vremea lui Dian Popescu și, sau în orice caz, după el se mergea pe Romanescu, că ar fi și candidatul. Îl faci un profil lui Romanescu și apoi te duci cu alt candidat. Poate că au luat decizia corectă liberalii, vom vedea la alegeri. Însă, e greu de explicat electoratului și mai ales în câteva luni să-l faci pe Octavian Lupulescu ca și imagine să vină să-l depășească pe Marcel Romanescu și în același timp să-l concureze pe Florin Cârciumaru. Și greu. Să mai și câștige. Vom vedea, avem timp. Dragi spectatori, noi vă mulțumim pentru atenție. În continuare veți vedea un material realizat de mine și de Daniel Norocea despre memorialul Liviu Dafinescu, pentru că mâine se împlinesc 12 ani de când el nu mai este printre noi, după care rămâneți cu colegul Cornel Șomâcu la emisiunea Panoramic. Mulțumim pentru atenție, la revedere! Consiliul Județean Gorj, Doina Gorjului, familia și prietenii l-au comemorat astăzi la cimitirul eroilor din Târgu Jiu, unde se află înmormântat pe Liviu Dafinescu, la 12 ani de când nu mai este printre cei vii. Timp de 10 ani acesta a fost directorul ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului. Cel care conduce acum destinele renumitei instituții de cultură i-a vorbit prietenului și colegului Liviu de parcă ar fi fost acolo, prezent în mulțime. Mă bucur că de la an la an suntem mai mulți aici. Și tu, la rândul, să te bucuri, este un semn bun, anume că toți cei care te-au cunoscut nu te-au uitat și n-or să o facă niciodată, anume că, iată, oameni care poate nu te-au cunoscut direct, aflând despre faptele tale, măcar la această zi de tristă comemorare, astăzi, în prag de 3 februarie, se adună aici la căpătăiul tău, pentru ca, asemenea nouă, asemenea tuturor prietenilor tăi, asemenea familiei tale, să se roage lui Dumnezeu să te odihnească în pace. Deși au trecut 12 ani de când Liviu Dafinescu nu mai e printre noi, președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, nu și-a putut reține lacrimile când a vorbit despre el. Am avut multe de învățat, am un bun ascult și durerea de fiecare dată o am în suflet prin decesul lui. Nu pot decât să mă rog la Dumnezeu să aibă tignă și să ne poarte pe acolo unde este în cerul, așa cum a făcut-o și în viață.
Liviu Dafinescu s-a născut pe 26 aprilie 1954 la Novaci și a iubit de mic muzica populară. A fost dansator, apoi coregraf, regizor și scenarist al ansamblului Nedea din Novaci. În perioada 1994-2004 a condus ansamblul artistic profesionist Doina Gorgiului și poate l-ar fi condus și acum dacă o comoție cerebrală nu i-ar fi adus o moarte fulgerătoare la doar 49 de ani de viață. La înmormântarea s-au venit oameni mari ai muzicii populare din întreaga țară și chiar Mărioara Murărescu, marea descoperitoare de talent de la TVR, realizatoarea emisiunii Tezaur Folcloric. În cinstea marelui dispărut a fost înființat Festivalul Dansului și Portului Popular pentru tineret Liviu Dafinescu, ce ajunge în acest an la cea de-a 13-a ediție.